Nu știu. Mi-e frică, normal. Da, ce te-ai gândit orele astea? Doamne, dar la ce nu m-am gândit? E, la 15.000 de scenarii mi-am făcut. Adică? Da, e așa, că e pe dincolo, că nu e așa, dar poate nu e chiar așa. E, mai eu știu la ce m-am gândit. Baftă, te așteptăm aici. Cred că de fiecare dată a fost greu momentul în care apăreai în fața juratului. Pentru că nu știai ce te așteaptă și stăteai și te gândeai oare o să-i placă, oare nu o să-i placă. Și îți rozi unghiile și îți freci mâinile și te gândești ce o să fie. Ce face Eliza? Bine, cred. Ce ne facem? Nu știu. Măi, eu știu. Ai voce bună? Ai dezinvoltură, dar ai o mare problemă. Ai atitica repertoriu. S-a întâmplat să fie toate din musical. Am vrut să-ți difere puțin linia mea. Asta e zona ta. E o zonă foarte frumoasă și e o zonă puțin explorată în România. Dar nu pot să merg numai pe zona asta. Gândește-te la mine ca la un prieten sau ca la un manager care îți spune... Eliza, vino la anul și impresionează-mă altfel. Cine știe, poate are dreptate și poate chiar sunt făcută numai pentru musical, să dansez, să fac coreografii, să fiu pe Broadway. Cine știe, poate următoarea la examine.